devenit un stat feudal. Aproape fiecare județ este condus de un baron politic, în jurul căruia gravitează oamenii de afaceri importanți. Baronul și camarila sa controlează administrația, economia, împărțirea banilor publici și, în final, viața de zi cu zi a oamenilor. Haideți să cunoaștem gruparea argeșeană condusă de primarul orașului Pitești, Tudor Pendiuc. Baronul Pendiuc este primar de atenție 20 de ani, o situație unică pentru un oraș în ședință de județ. Recent, gruparea de la Argeș a intrat în lumina reflectoarelor. Afaceristul piteștean Valentin Vișoiu a fost prezentat ca partenerul de tranzacții imobiliare al viitorului ginere al președintelui Traian Băsescu, un anume avocat pe nume Radu Pricop. Vișoiu este o piesă importantă într-un puzzle de afaceri controversate, cu retrocedări de terenuri, imobile, afaceri în domeniul construcției, a energiei și a asfaltărilor de drumuri. Rețeaua este conectată la primăria Pitești. Vom prezenta câteva imagini interesante. În centrul fotografiei îl vedeți pe primarul Piteștiului Pendiuc, alături de Valentin Vișoiu, cel din stânga. Acesta controlează compania de construcții Conarg, abonată la contracte cu primăria Pitești și cu multe instituții publice. În dreapta primarului Pendiuc este afaceristul Virgil Dumitru, asociatului Vișoiu de la hotelul Ramada Pitești, o investiție de 20 de milioane de euro. Dumitru este patronul companiei de construcții Comesad Argeș. Anul trecut primăria Pitești a atribuit un contract de asfaltare a drumurilor în oraș de aproape 2 milioane de euro. Un mizilic. Datele publice arată însă că societatea Comesad a semnat contracte de asfaltare cu Direcția Județeană de Drumuri Argeș de peste 6 milioane de euro. Mergem mai departe cu imaginile. În spatele primarului Pendiuc îl vedem pe seniorul Gheorghe Badea, afacerist și prieten de o viață cu acesta. Badea este nașul de cununie al fiicei lui Pendiuc, milionar în euro, cu mătrul primarului controlează o companie de subansamble auto și a împânzit Piteștiul cu afaceri imobiliare controversate avizate de primărie. În mod natural, Badea este partener de afaceri cu bosul Valentin Vișoiu într-un proiect de amplasare a 10.000 hidrocentrale pe Valea Argeșului. Nimic nu este întâmplător la Argeș. Afaceriștii sunt legați între ei ca ața pe ghem. Al patrulea as din echipa lui Pendiuc se numește Liviu Pătrașcu, om de afaceri și el. Pătrașcu a fost numit anul trecut președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Pitești. De ce un milionar în euro de anvergura lui Pătrașcu a decis să lucreze pentru o companie de stat pe un salariu de nici 500 de euro pe lună? Rămâne și acesta un mister. Compania de apă a atras finanțări de circa 240 de milioane de euro pentru dezvoltarea rețelei de apă și canal în Argeș. Banii aceștia trebuiau evident împărțiți în mod inteligent. Pătrașcu este un vechi partener politic al aceluiași primar Pendiuc, de pe vremea în care acesta era consilier local și făcea afaceri prin firma Conarg, tocmai cu primăria Pitești. Pătrașcu controlează acum importante afaceri în domeniul exploatării lemnului la Curtea de Argeș. În județul Gorj, afaceristul Pătrașcu a reușit să obțină prin retrocedare, de fapt a cumpărat de la diversi moștenitori 700 de hectare de teren. Afacerea a intrat în atenția procurorilor DNA, existând suspiciuni că Pătrașcu a fost favorizat de judecători. De fapt, toți acești afaceriști din Argeș, legați de primarul Pendiuc, Vișoiu, Badea, Dumitru și Pătrașcu, nu sunt străini de aceste tipuri de afaceri cu retrocedări de bunuri confiscate de regimul comunist. Aceste afaceri s-au făcut în ultimii ani prin intermediul Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietăților, ANRP. Întâmplător sau nu, în ultimii 9 ani, Agenția de Restituiri a fost condusă de 3 oameni politici originari din Pitești. Unul dintre ei, federistul Cătălin Teodorescu, fost vicepreședinte al ANRP, nu se rușinează să se afișeze în public tocmai cu rechinile procedărilor din Argeș. Atât deocamdată despre gruparea de la Argeș. Mâine aflăm rețeta miraculoasă prin care statul a pierdut peste 2 miliarde de euro în afacerea Bechtel și Hidroelectrica. Două lecții avansate deja politic.